Saltare. Proiectul două goluri în prima repriză revine cu etapa 26. Începe pe 5 februarie. Avem 10 partide și încercăm ca de fiecare dată să dăm marea lovitură. Țin să vă anunț că voi pune doar codul de la agenție pentru că nu are rost să să-l pun pe celălalt pentru că mă veți întreba Cod control, banul, veți înțelege Așa că rămâneți un minut, două să vă spun codul Și ce mai am de spus Bun, am fost blocat pentru a șasea oară pentru acest proiect Doar pentru că am pus o simplă poză pe Facebook Cu biletul Asta în ziua meciului Pentru că proiectul îl voi posta doar aici Doar pe, pe YouTube Una peste alta vă aștept cu un share, un like, un comment mă ajută foarte mult. Și haide să dăm să mare lovitură. Să fim cât mai mulți share, like. Dacă dacă îl prindem odată măcar 100 de persoane, nu mai zic 1000, acest bilet cu eventual câștig 13805.43 de lei, cu eventual mize de 2 lei. Câștigul este fabulos așadar faceți și voi calcule cum ar fi să câștigăm măcar 100 de persoane cât de 13.805.43 de lei. Bun, una peste alta, imediat vă spun și codul, nu uitați și cred că diseară sau mâine seară voi posta și proiectul celălalt, 42 de pași, bilet cotă 30 analizat, dar vă rog mult încă o dată, share, like, comment una peste alta, codul biletului este 994Y, liniuță M34C3W, așadar 994Y, liniuță M de la Mihai, 34C de la Constantin, 3 și W de la Walter. Bun, vă mulțumesc frumos pentru atenție și nu uitați, pariați responsabil. Pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea.